M-a deranjat o chestie în live-ul de astăzi. M-a deranjat faptul că noi eram aici toate și așa, și doamna Vera a pus problema așa și i-am explicat că nu am fost gelozie. Și ție, lasă-mă să termin, te rog. Și ție ți-am explicat la fel, că era aici cu ea, când stăteam noi cu masajul cu Adelina. Da, mă, da, am înțeles de seară. Și v-am explicat așa și azi în live... Dumnezeu i-a spus din nou că am văzut eu o gelozie, că nu știu nu, ce. Adică cum... Dar n-a explicat cum ar veni. Da, am văzut asta și Iza mi-a lămurit că n-a fost geloasă, că s-a supărat, păi că nu înțelegea când, gestul. Că tu te-ai supărat și ăsta, cum zice Dumnezeu, explicat ce s-a întâmplat aseară. Iar noi, ca să destindem atmosfera, am început eu nu știu ce să râd și așa, tu n-ai prins gluma. După aia mi-ai trântit totul, dar nu m-a deranjat. Înțelegi? Păi nu, ce să trântesc, că tu ai zis, deși ți-ai explicat în situația și știi că nu e ok să vorbesc despre asta în live, eu ți-am explicat faza cu care a fost. Cu... Ideea este în felul următor. Și tu ai insistat în live iar, pe aceeași chestie. Ideea este în felul următor. Tu când mi-ai zis că nu poți să vorbești despre asta, ai zis că sunt niște lucruri din trecut, nu că are treabă cu nu știu cine. Nu, ți-am zis și asta. Ți-am zis, că eu am stările mele și așa, și așa, și când ți-am zis că nu pot, nu mă refer la trecut, m-am referit la strict da, casă. Da, dar nu mă refer, nu știu, eu nu cred, nu știam că tu ai vreo nelămurire în privința păi unor nu, persoane că din casă. Tocmai de aia ți-am și zis nu pot, pentru că... Păi da, dar am zis că poate ai vorbit acolo niște lucruri și atât, nu că e vorba despre. Păi ți-am zis... Eu de unde să știu, să ghicesc în stele? Păi nu, adică dar ți-am zis te-ai că... te-ai fi prins? Nu cred că nu te-ai fi pot. Prins. Nu ți-am zis ceva genul că am Iza, tu te-ai fi prins? Dacă mă las să termin, în ziua aia ți-am zis că am, s-a văzut ceva și nu pot să-ți spun. Exact așa, ți-am zis ceva de genul ok, ăsta. Și dacă eu vin și-ți spun ție, s-a văzut ceva și nu pot să spun, tu te gândești la o persoană anume? Nu știu. Îți zic eu că nu. E logic că nu, că n-ai nu de unde știu cum a fost atunci, dar în fine, păi, ideea e știi. Că a fost toată discuția legată de... Atunci ai aflat și tu când ai văzut în live și așa, da, și azi atâta. Ai spus din nou. Că nu știu ce. Dar ți-am zis, nu m-a deranjat asta, pentru că m-a deranjat faptul că am lămurit o chestie și doamna Vera a spus iar azi în live, că îmi putea să zică da, eu așa am crezut, dar femeia mi-a explicat că nu știu ce, dar voi erați pe caterincă. N-avea când să zică ce asta și noi râdeam pur și simplu și se vedea că glumim și că asta. A, că am zis eu că făceai așa că vrei o gură de aer, pur și simplu, era o glumă de-a noastră. E bine că toată lumea pasă să supere. Și să nu cadă sau să nu se interpreteze sau cum să adică? Se abțină sau să nu știu ce, numai restul nu o voie decât să primească niște chestii cât s-a dar eu nu m-am zis, supărat femeie, ți-am zis ce m-a deranjat faza cu doamna ți-am zis, era, ți-am explicat, tu de fapt n-ai înțeles, n-ai auzit, tu de fapt stai că am întrebat ceva, dar stai că de fapt am aruncat pastila și motanul, dar după aia nu tu, mai era așa tu la mine te referi acum? La toată lumea. Nu mai femeie, eu îți spun de fază cu că am văzut că a început o discuție între tine și Ana. Jos și eu nu atunci, înțelegeam ce dracu se venit, întâmplă. Când ai venit de jos și asta, mi-ai care spus de că jos? De la spasa asta mi-ai spus că nu poți să-mi spui. Nu mi-ai spus, nici n-ai făcut referire la vreo persoană să mă prind eu măcar care ăsta, cum îi zice, legătură cu vreo persoană de sex feminin din casă. Da, eu nici nu mă gândeam la chestia asta. Am înțeles. În ideea în care îmi spui, îți zic când e să ieșim afară. Din casă. Adică nici nu mă gândeam la asta, în primul rând. Iar în al doilea rând, pe canapea. Ăsta, cum îi zice, iar când ai plecat așa, știi, chestia asta n-a fost tocmai... Tocmai cum? Eu? Nu! Ana! Păi asta e că eu m-am zis la bucătărie, Blaze a venit după mine și când vine înapoi, tu, Ana, erați cu... Și eram, ce dracu faceți, mă? Așa cum? Explică-și mie ca să știu că odată ce arunci o chestie, eu cred că trebuie să și o desfoci, nu? Adică dar nu vine la zis? Tine și o lasă în aer. Chestia asta nu prea a fost așa... Așa cum? Că ce, că am plecat eu sau nu, că ai vorbit tu? E ca și cum... Ai pus tu baie pe foc. Exact! Eu, mie așa mi-a dat de înțeles. Chestia asta nu a fost așa. Aici nu pot să ne opărere că n-am fost acolo. Păi, dar stai un pic. Tu când te-ai ciondănit cu Maria, nu s-a băgat nimeni în ceata voastră. Te luam eu, vorbeam cu tine, te împăcam sau nu ne împăcam sau nu te împăcam și era asta e problema mea. Fără nicio chestie. După aia, aoleu, Doamne, cum ai luat-o? Păi, dar cum am luat-o? Că tu ai aruncat-o. Ia să vedem, doamna Vera era motiv de ceartă între fete. Roxana! Da. Tu ești alături de noi, tu ce zici?
Nu știu, nu înțeleg ce se întâmplă între fete. Erau tensionate încă de când eu eram în casă, tot apăreau discuții. Da. Cred că sunt mai multe la mijloc și de la chestii minore se ajung la niște discuții interminabile. Sau poate sunt motive ascunse. Ia să aflăm și părerea domnului Costel, tatăl Costinelei. Bună seara! Vă sărut mâna cu mult respect, stimată doamnă. Ce faceți? Ce să fac, mura dumneavoastră. Și vă pregătiți de Paște? Nu mă pregătesc, că sunt singur, soția e plecată, fata e plecată. Păi veniți la noi și faceți Paștele cu noi, domnul Costel. Aș vrea, dar nu mă lasă cei de la CFR acolo unde lucrez. Am înțeles. Păi între două gări vă opriți un pic și pe la buftea. Păi m-am oprit, am venit la buftea, îi duc câte un pachetel și... Din când în când. Bine. Când în când, da. Domnul Costel, ce ziceți? Că mie mi se pare cumva că fiica dumneavoastră a fost pusă la punct de Ionuț. Dar ea tot nu se lasă. Da, nu știu, mi-e greu să-mi dau cu părerea despre un băiat, despre o fată care e acolo. Păi e fata dumneavoastră, domnul Costel, nu e... Da. Nu, eu nu i-aș spune că a pus-o la punct, nu știu, poate că... Nu știu, poate că... N-a procedat cum ar trebui felul în care a zis-o azi în emisiune, dar mă rog... Poate că atunci când o să iasă, joi am înțeles că o să iasă amândoi afară, o să aibă o discuție, atunci nu știu ce să zic. Poate că se vor înțelege. O să aibă o întâlnire. Acum, știți cum e la întâlnire? Poți să taci inteligent sau să spui toate prostiile din lume? Da, evident. E și lucrul ăsta. Uh-huh. Dar v-ar plăcea să-l aveți de ginere? Da, categoric. Oricine ar fi categoric, de fiica mea. Categoric n-am înțeles. Categoric ce? Da sau nu? Categoric da. Categoric da. Alegerea fiicei mele va fi și alegerea, adică și acceptul nostru, a părinților, a celor din familie. Pentru că nu mi-am permis niciodată să le spun copiilor mei pe cine să aleagă. Adică cui să-și dea inima, ca să zic așa. Asta e adevărat, dar dacă vedeți copilul că suferă? Să știți că întotdeauna așa am discutat cu ei. Zâmbetul vostru este fericirea mea. Corect, ce spuneți? Sub nicio formă nu mi-aș permite ca și persoana care este lângă fiica mea sau lângă băiatul meu să fie și ei fericiți, cum și copiii mei așa îmi doresc să fie fericiți la rândul lor. Doar că alegerea le aparține, nu știu ce să spun, nu îmi pot permite să le dau... Alegerea le aparține și să se spele cu ei pe cap? Sau chiar n-aveți nicio opinie, domnul Costel, așa? Nu, ba da. O opinie în sensul, fii atent. Adică dacă vine fiica dumneavoastră acasă plânsă, vai de capul ei, că nu știu ce i-a zis Vasile Ion Georgel, cum l-o chema pe el, că, nu știu, că e gras. Zic și eu. Da. Adică nu vă ia inima, nu vă vine să scoateți pistolul de la naftalină și să-l ștergeți bine? Ba da. Haideți să vă spun o chestie. Eram în Anglia și doi dintre prietenii mei erau mai micuți, așa, le arăt poze cu fiica mea și spune: vai, ce frumoasă este fata dumneavoastră, mi-aș dori să vă fiu ginerii. Dar era un băiat așa cu mușchi, zic, nu, eu nu-mi doresc să fii tu ginerii meu. Dar de ce? Pentru că nu te pot bate de asta. Bine, asta ca un spirit de glumă, evident. Da, asta ca un spirit de glumă. Să știți că, cum am spus, fericirea copiilor mei este și fericirea mea. Nu știu ce să spun mai departe. Și tristețea copiilor e și tristețea noastră a părinților. Categoric. Să știți că mă întristez și așa când îi văd că se ceartă între ei, când îi văd că acolo... Știți cum e, nu știu, mă uit la dumneavoastră, cel puțin mă uit seara de seară când mi-e mai la îndemână, că ziua mă uit cât pot în timpul serviciului, nu pot atât, văd din cine arătați dumneavoastră acolo. Domnul Costel, dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră așa. Spune. Sunteți bărbat și
trăiți lucrurile altfel decât mine, spre exemplu, ca și femeie. Și sunteți și tată de fată. Da. Înainte de a intra Roxana în casa mireasa, Ionuț și Costinela încercau să se cunoască. Și a intrat Roxana și lucrurile s-au bulversat între ei. Acum, mă rog, Roxana a încercat să se cunoască cu Ionuț și ea l-a respins. Și Ionuț a început să se apropie din nou de Costinela după ce Roxana a ieșit din casa mireasa. Da, Ionuț este într-o continuă căutare, ca să spun așa. Nu știu, Roxana a intrat cu gândul că, nu, când va face ceva, că-i, poate că îi plăcea din afară de el, acolo treburile s-au schimbat. Da, nu vorbim din perspectiva Roxanei, că la Roxana e simplu. Roxana a zis pas. Și avem pe Roxana la telefon, poate să ne mărturisească chiar ea, dacă avem... O văd, mă uit la dumneavoastră. Nu, dar Ionuț este într-o continuă căutare și nu știu. Fiecare, mai într-o fată nouă, el iar, nu știu ce să spun. Păi și atunci, e serios sau nu e serios? E serios, dar nu se grăbește băiatul, nu știu ce să zic. Nu... Dacă ar fi în locul colegului mai tânăr despre care ne-ați povestit din Italia și ar veni să vă spună, sau din Anglia, unde mi-a zis, și ar veni să vă spună, aș vrea să fiu ginerele tău, dar știind toate aceste lucruri, ce i-ați răspunde? Da. Poți să fii ginerele meu. Știți cum e? Știu. Să știți că tăcerea uneori vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Stimată doamnă, îmi iubesc copiii enorm de mult. Nu contest lucrul ăsta. Nu contest. Îmi iubesc copiii mai presus de viața mea, ca să spun așa. Pentru mine familia e primordială. Și când spun familie, spun copii, soție, mamă, soră și așa mai departe, în ordine descrescătoare. Așa. Adică copiii sunt pe primul loc, fără discuție. Copiii sunt lumina ochilor mei, sincer. Sincer, plâng la de fericire și de tristețe întotdeauna. Copiii sunt pe primul loc. Și încă o dată spun că va fi Ionuț genul meu, că va fi alt băiat. Dacă domnul respectiv îmi iubește copilul și nu știu, îl face fericit, acea persoană va fi iubit exact ca și copiii mei. Nu aș putea să fac diferența între copiii mei și acea persoană. Odată intrat în familia mea, va avea același statut de copil al meu. Roxana, ai ocazia să vorbești cu tatăl Costinelei lucruri pe care poate n-ai putut să le discuți în casa mireasa? Nu am ce să-i spun. Adică am fost apropiată de Costinela, aveți un copil minunat. Este o femeie în toată firea, este o femeie foarte inteligentă. Despre ea și Nuț chiar nu pot să spun nimic. Bun, atunci am să te întreb eu. Este Costinela o fată inteligentă, ai spus tu, da? Suficient de inteligentă și de tenace încât să ajungă la inima lui? Dacă nu ți se dă voie să ajungi la inima cuiva, nu ai cum să ajungi, indiferent de inteligență și de... Dragă Roxana, în dragoste și în război, totul e permis. Știu că orice este permis, doar că, nu știu, dacă eu sunt de părere că dacă Ionuț o voia pe Costinela, cu adevărat, intrarea mea în casă nu stopa cunoașterea lor. Bine punctat, Roxana, bravo. Și totuși, Roxana, vreau să întreb ceva, dacă ai fost atentă, când a deschis subiectul Ionuț, pe terasă cu Costinela, a spus așa, a plecat Roxana. Adică, nu-ți ridică un semn de întrebare? N-am apucat să, nu știu, mi s-a părut așa ciudat mie, adică cum a lăsat el semn de întrebare, interpretabil. Știi despre ce vorbesc? Au pus puncte, n-ai... Știu despre ce vorbesc, doar... Nu-i vedea să că ai plecat sau nu știu, sau că n-a apucat prea multe cu tine, sau... Deci... Nu i-a lăsat nimic amintire.
Atunci când eram în casă, Ionuț nu era interesat de mine, adică am văzut niște... I-ai lăsat... sufletul gol. Păi tocmai de-aia te întreb, este, este Costinela suficient de inteligentă și de tenace în dragoste cât să reușească în fața lui Ionuț? Până la urmă nu reușește o chestie nașpa. E vorba de dragoste. Nu știu cât va reuși Costinela, pentru că este și o persoană orgolioasă și așteaptă foarte multe din partea bărbatului.